Suntem mândri, cred că vorbesc acum în numele grupului, suntem mândri, deoarece responsabilitatea este imensă la echipa națională și, clar, ținând cont de performanțele echipei naționale în ultimii 10 ani, presiunea era una imensă, dar într-un final cred că să crezi în tine, noi am crezut în noi, avem ambiții, avem motivație, nu ne place să ne mulțumim cu puțin, suntem fericiți, dar în același timp știm că am ridicat ștacheta. Și acum probabil toată lumea o să se aștepte foarte multe de la noi. Noi în continuare suntem, cred că, în progres ca și grup, trebuie să știți asta, nu cred că suntem la potențialul maxim încă. Tot ce se întâmplă acum pentru noi zi de zi este un progres pentru noi, devenim mai experimentați, jucăm meciul la nivel cât mai înalt pentru echipa națională. Avem de câștigat. Acum, pe zi ce trece, avem de câștigat și cred că lumea trebuie să știe că nu suntem la potențialul maxim. Înțelegem că o să fie așteptări, dar noi ce putem să garantăm și să promitem este că vom da mereu 100% pentru echipa națională. Ce simți când vezi aceste imagini din țară și că știi că faci parte dintr-o generație care scoate din nou românii în stradă, așa cum a făcut-o, generația tatălui tău și a unchiului tău? Este un vis devenit realitate, sincer. Uitându-mă, eu am crescut cu tata, uitându-mă la filmulețe, la meciuri, când a fost COVID atunci le-am revăzut pe toate. O să rămânem în istorie, am făcut istorie în această seară, dar cum am spus-o, eu zic că este la început de drum. Potențialul acestui grup cred că încă nu este la maxim. Dar cum au fost grele momentele acelea până a decis VAR-ul că este penalti? Au fost grele momentele de așteptare pe teren? Greu nu. Știam că este penalti. De asta m-am și dus și la Răzvan și la Nicu, țipam că după regulile, cele mai noi reguli care sunt acum, nu mai poți să ai un dialog foarte încins așa cu arbitru, pentru că îmi scoate imediat galbenul, deci încercam să țip cât de mult posibil la Nicu, să îi readuc aminte sau să-i spună că trebuie să vadă faza la VAR, că știam că este penalti. Avea Dunga de la penalti, de la careu. Nu știu, ieșise pământ din ea și era clar că este în careu penaltul. Tatăl tău a spus că trecem și de optim. Tu ce zici? Nu știu, v-am spus, tata este un vizionar. El a avut, probabil a fost primul din România care a avut încredere în generația noastră. Și capul 4 ani timpuri în 90 de minute. Toți care au intrat, care au jucat și ceilalți care n-au fost introduși, au stat cu gândul doar la calificare, atât. În rest, nu a contat jucătorul, nu a contat nimic. Mai presus de orice este echipa, este România, o reprezentăm și a trebuit să scoatem cap. Ai visat vreodată că o să ajungi să scoți lumea pe stradă? Da, normal. Orice jucător, orice fotbalist care, na, când e mic, asta își dorește, vede la națională și este normal că se gândește să ajungă și el într-o bună zi acolo. Generația de suflet, zidul galben, ce mai puteți crea la acest turneu final? Nu știu, sincer, nu cred că am fi reușit fără toți suporterii care au venit aici și am spus și interviul trecut, am văzut oameni pe social media care plângeau în fața televizorului. Adică, nu știu, nu pot să descriu, să face, nu știu, e altceva, e o atmosferă pe care am creat-o și ne bucurăm de ce am realizat. Unde vă vedeți? Vă simțiți cumva exagerați de presiune? Au fost mulți care au spus că România nu va avea gol marcat, dar minte cum a făcut aici. Acum, cine a spus asta? Au spus oameni, de exemplu, în social media și așa mai departe. Aia, bine, da, pe conturi false, da. Special, da. Da, nu. Noi am venit, v-am spus, alții erau plecați în vacanță, am lăsat familiile acasă și ne-am strâns la Mogoșoaia, am dat tot ce am avut mai bun zi de zi, am avut ședințe, am avut analize tehnice, tehnico-tactice pentru momentul acesta. Ne gândeam la momentul ăsta, ne gândeam că vom trece, dar e clar că fără muncă și acum am simțit și pe pielea mea ce înseamnă să muncești cu adevărat, fără muncă nu ai cum să, nu știu, să poți să faci ceva. Au fost grele momentele acelea până la Da, când ești acolo îți dai seama, te rogi să... Hai, Doamne, poate o pune pe VAR. Cum era, Radu, ce simți în momentele astea? Sunt momente de îndescris. Să stau în vestiar altor de colegii mei, să
cântăm, să ne distrăm, să... Sunt momente pe care le-am așteptat de foarte, foarte mult timp și suntem incredibil de fericiți că s-a întâmplat asta. Cum a fost meciul? Un meci decisiv până la urmă. Știam că ei nu trebuie să piardă, trebuia să riște până la urmă ceva. Din păcate am primit un gol, am știut foarte bine să reacționăm și de la penaltiul înscris am gestionat foarte bine meciul. Și într-un final am scos un egal decisiv. Ați creat nebunie și acasă. Lumea e pe străzi, sărbătoresc această calificare. Cum crezi tu că va fi acest zid galben la München cu performanța asta? Pentru că tot mai mulți au început să vină spre Germania. Cum? Cred că o să fie la fel de mare, dacă nu mai mare decât Ucraina. Dar, cum am spus, este o bucurie incredibilă. Suntem mândri și foarte bucuroși că am reușit să facem fericiți o țară întreagă. Acesta a fost țelul nostru, să scoatem oamenii în țară, să-i facem să se simtă mândri că sunt români și prin bucuria lor suntem și noi bucuroși. Cum ai simțit publicul în această seară? Am dominat covârșitor în tribune, poate mai mult ca la oricare meci. Extraordinar, ca până acum la ultimele două meciuri și astăzi nu s-au lăsat mai prejos. Știi că mama ta a ieșit din minutul 85 din stadion? Cred că nu mai suporta. Da, nu știu, n-am observat, dar am vorbit cu ea și era foarte fericită. Slovenia sau Olanda? Cine-o fi, nu contează, o să ne batem cu oricine, cum am făcut-o și până atunci și vrem să facem continuare românii foarte mândri. Și putem bate pe oricine? Bineînțeles, ne-am calificat de pe primul loc dintr-o grupă în care oamenii ziceau că o să fim ultimii. Deci ne-am calificat la Euro de pe primul loc, ne-am calificat în optim de pe primul loc. Orice este posibil. Au fost oameni care au spus că nu o să avem gol marcat, nu vreau să avem niciun punct. Și nici gol marcat. Ei salut pe calea asta. Ce am realizat, suntem mândri, ne bucurăm că am reușit să facem românii din nou fericiți, cum am spus și la conferință. Asta cred că e cel mai frumos lucru. Am văzut că au ieșit și în stradă, la universitate. Cred că începem să scoatem din nou, ca să zic așa, capul în fotbalul mare și nu vrem să ne oprim aici. Cum veți petrece în seara asta? Cum? La ce vă gândiți? Până la urmă trecut. V-ați culcat de vreme. Primul rând mai avem un meci, următorul meci, după care noi sperăm și credem cu tărie că vor urma și alte meciuri. Vom fi echilibrați. Normal că ne vom bucura de această victorie, de această calificare. Ne-am cam obișnuit să terminăm pe locul 1, nu? Așa vă zic, ce credeți? Nu știu. Important e să ne facem noi, să respectăm ce am făcut până acum și așteptăm orice adversar, e binevenit. Au ieșit banii la universitate, cum am spus, suntem extrem de fericiți că putem face lumea fericită și asta e un lucru extraordinar și cred că trebuie să fim recunoscători că Dumnezeu ne-a dat șansa asta să putem bucura milioane de oameni. Până la urmă s-a terminat egal, așa cum voiau ambele echipe. Erați informați și cât e scorul în partea cealaltă, la Belgia-Ucraina, în timpul meciului? Sau nu, n-am știut. N-am văzut de jocul nostru. Așa a fost să fie, să se termine. Cred că ați văzut că nu a fost nici vorbă de... Am jucat pe teren, am jucat... să câștigăm, ambele echipe au jucat să câștige, deci s-a terminat egal, bine pentru noi și pentru ei, deci suntem fericiți că am terminat pe primul loc, istoric, să zic așa.